Bună ziua, iată că ne regăsim după ceva vreme. Noi am mai avut discuții despre anumite elemente ale celui de-al doilea război mondial. Astăzi am decis să vorbim un pic despre tratate, pacte, conferințe între diversi aliați din al doilea război mondial, pentru că unul a fost mai deștept ca ceilalți și a fost în toate combinațiile. Și este vorba de Iosef Besarionovich Zegiugașvili, cunoscut sub numele de Coba, Salin, Stalin, Ivanov și mai a avut multe alte nume conspirative. Un seminarist care nu și-a terminat niciodată studiile, că l-a apucat agitația revoluționară, spărgător genial, a spart Banca Națională din Tbilisi, cel mai mare jaf care este încă predat la FBI ca model de cum se face un jaf armat și n-a fost prins niciodată pentru jaful armat. L-au prins-o pe chestia cu propaganda politică. Când a ajuns că regimul țarist ăla, care ni se spune nou că era odios, pe ăștia, pe deținuții politici și punea în general ori cu domiciliu forțat, oricum a fost Stalin, a fost trimis, bine, pe vremea aia nu zicea Stalin, a fost trimis într-un lagăr în Siberia unde ghiciți ce făcea. El era funcționarul. El a fost funcționarul lagărului, el nu era prizonier în sensul adevărat. Așa era regimul țarist de aspru. Pe Lenin l-a trimis cu domiciliu forțat la o moșie și le-a spus Lenin că îi face rău aerul de la moșia aia și l-a mutat la altă moșie. Adică erau extrem de represivi, extrem. Așa era celebra ohrană țaristă care își persecuta adversarii politici. Lasă că o plăti toți cu viața, blândețea cu criminalii bolșevici. Ei, acest tip extrem de inteligent și dibace, fără carismă, că tot vorbim de carismă, Stalin avea carisma bolovanului. În schimb, vorbea puțin, clar și concis și nu-i plăceau flecarii. De asta le enerva cel mai mult Churchill, că ăsta fiind parlamentar de meserie, trâncănea mult și cu florituri. Bă, și ăsta obosea, enerva, bătea câmpii, s-a bătea și zicea, Doamne, cât de mult și inutil vorbește individul ăsta. Și când Churchill își termina prezentările lui, zicea, nu. Cam așa se rezolva orice discuție între Stalin și Churchill. E bine, acest Stalin a avut un rol important în existența partidului bolșevic, pentru că îl finanța prin spargeri, prin taxe de protecție, și acest strântor numit Vladimir Ilici Ulianov, care și el așa a luat numele de Lenin după minerii de la Lena, care au făcut o grevă, chestii de bolșevici, și care trăia cu zur în Elveția, cu gașca lui, cu soția, amanta și amantul, că îi plăceau mai multe chestii lui Lenin, și Stalin le trimitea bani. Că cineva trebuia să-i și plătească. Bine, n-a fost el singurul finanțator, au mai fost și alții. După ce Lenin s-a întors în țară, i-a dat o funcție aparent minoră acestui Stalin, cum își zicea acum, de secretar general al partidului. Trebuie să înțelegeți că într-un partid secretarul general nu este șef. Mai ales la Lenin, conducerea era colectivă, era asigurată de Politbiro, unde era Lenin, Trotsky, Kamenev, Zinoviev, adică fruntea partidului bolșevic, Buharin, Râcov, mă rog. Stalin era, ca să zicem, cel care trebuia să facă toate actele și documentele și așa mai departe. Fiind băiat deștept, s-a prins că de acolo, din funcția pe care o are, poate schimba structurile din teritoriu. Și încet, încet și-a numit în toate structurile partidului, că el făcea documentele, cine dracu să uita ce scrie el acolo, și a pus oameni peste tot, în tot partidul. Și încet, încet și-a făcut majoritate în partid. Ca să fiu corect și cinstit până la capăt, n-a scăpat niciunul cu viața din aia cu care a preluat partidul în anii 20. Lenin s-a prins la un moment dat, până în 22, că e oablă,
că Stalin a acaparat cam multă putere în partid și a cerut înlocuirea. Dar era după atentat, după ce fusese împușcat, avea probleme cu sănătatea. Stalin a luat o poziție extrem de umilă în fața politbiroului și l-au iertat. Au plătit cu viața toți, că n-a scăpat niciunul, i-a lichidat absolut pe toți. El a, putem spune că a preluat controlul partidului abia în 1928. Până atunci făcea alianțe cu câte un grup împotriva altui grup. Bineînțeles, cel mai periculos a fost Trotsky și pentru asta s-a aliat cu Zinoviev, iubitul lui Lenin și cumnatul lui Kamenev și cu Kamenev și împreună l-au dat jos pe Trotsky. Apoi s-a aliat cu Buharin, în Râcov împotriva lui Kamenev și Zinoviev și așa a preluat în 28 partidul. N-a fost ușor. După 28 începe transformarea Uniunii Sovietice. Cred, culmea, în 28 încă se trăia bine în Uniunea Sovietică datorită politicii NEP. NEP este noua politică economică introdusă de Lenin după ce, să zicem, comunismul de război eșuase lamentabil și să murea de foame în noua țara fericirii proletare, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. În 23 am introdus NEP-ul. NEP-ul, gândit de Buharin în special, a fost salvarea atunci a Uniunii Sovietice. Era o formă, să zicem, mascată de capitalism. Dar nu îi ziceau așa, îi ziceau NEP. Cu inițiativă privată, dar n-au lăsat marile întreprinderi și băncile. Ăsta le-a păstrat statul. După 28, toate astea s-au schimbat. A început colectivizarea, a început marile șantiere, totul s-a făcut cu forța și cu o brutalitate ieșită din comun. În timpul ăsta, internaționala comunistă, Cominternul, avea un control total, trebuie să înțelegem, asupra partidelor comuniste din toată lumea. Și deși era clar că forțe de altă natură preiau inițiativa, 20 în Ungaria, după aia în Portugalia, în Italia, 21, mai târziu și în alte țări, Germania în 33, el a împiedicat partidele comuniste să facă alianțe cu socialdemocrații, Stalin le spunea că nu există ceva mai rău ca socialdemocrații, că cei mai mari dușmani ai comunismului și dacă se poate, trebuie lichidați toți socialdemocrații înainte de a fi lichidați burghezii autentici, cum le spuneau ei, burjui. Deci cei mai mari dușmani ai comuniștilor, considerați de tătuca Stalin, erau socialdemocrații. Doar așa se explică ascensiunea lui Hitler la putere, pentru că în Reichstagul german, comuniștii plus socialdemocrații aveau mult, mult mai multe voturi ca Hitler. Dar el i-a împiedicat tot timpul pe comuniștii germani condus de agentul NKVD, Ernst Stallman, colonel de altfel în Armata Roșie, să voteze cu socialdemocrații, să le voteze vreun guvern. Deși era al treilea partid ca număr de voturi din Germania. De altfel, comuniștii germani au fost sursa de inspirație, trebuie să o spunem, pentru Hitler. La începutul anilor 20, Partidul Comunist din Germania, un partid extrem, extrem de puternic și influent, făcea niște manifestații uriașe. Și acolo a văzut Hitler drapelele alea roșii, fluturând, a văzut butaforia întreagă și a dat seama că efectul asupra oamenilor este unul nu numai mare, creează, să zicem, ca o himnoză, o stare de himnoză și lumea urmează după aia liderul. Și a introdus steagul roșu la naziști, în loc de secerea și ciocanul a pus svastica, pe care știți bine că a preluat-o din mistica orientală și nu numai. Dar el a preluat-o, de fapt, pe filieră vikingă, dar asta e altă poveste, dar știm bine că era folosită în Himalaya de vreo câteva mii de ani, și în Tibet, și în India, și chiar și pe la noi, să știți, pe casă erau svastici, și în mormântul 10, în curtea de Argeș, Giulgiu, principelui nostru, era cu svastici. Acum depinde și orientarea, că nu este orientată la fel. El a ales-o pe cea, să spunem, inversă decât cea din Tibet, dar asemănătoare cu cea din lumea vikingă, adică
Și și-a dat seama că toate adunările astea creează emoții. Ascensiunea lui Hitler la putere, într-un fel, a fost ceea ce și-a dorit cel mai mult Stalin. Trebuie să înțelegeți că programul comunist gândit de Lenin este program marxist autentic. Adică ce spun el? Trebuie să facem revoluția mondială. Comunismul nu poate trăi într-o singură țară și trebuie să fie la nivel global. Numai când toată lumea va fi comunismă, lumea, proletariatul va fi fericit. La sfârșitul războiului, Trotsky asta a încercat, după ce s-a încheiat războiul civil, să facă revoluție mondială. Stalin a spus, bă, n-avem resurse. Revoluția mondială cost. Nu poți face revoluție mondială fără bani, fără pregătire. În plus, este nevoie, cum spusese tovarășul Lenin, de o criză majoră, cum e un război mondial. Și nu exista în anii 20 așa ceva. A existat o tentativă în 1923 în Germania, când toate partidele marxiste, printre care unul se numea Partidul Muncitoresc German și era condus de un oarecare Adolf Hitler, au ieșit să facă demonstrații și să încerce să dea lovituri de stat de ziua Revoluției din octombrie, care știți că era noiembrie, că problema cu calendarul. Deci Adolf Hitler a fost un marxist la începuturi, a schimbat după aia un pic, dar doar un pic, orientarea. Partidul Național Socialist al Muncitorilor din Germania a avut întotdeauna o aripă marxistă. Aici să nu avem îndoieli. De el a făcut un fel de național-comunism. Asta a făcut Hitler. A eșuat puciul de la Berărie, de la München, și după asta Stalin a zis, închidem definitiv povestea asta cu Revoluția Mondială. Au mai încercat în ultima tentativă, a fost condusă chiar de el, este vorba de incidentul de la Tatar Bunar în România, când bande bolșevice au încercat să răscoale populația non-românească din Basarabia și în primul rând pe tătari, pe găgăuzi, pe bulgari, deci populațiile alogene din Basarabia. Au fost lichidați de armata română fără mari probleme, a durat 4 zile întreaga revoluțiune de la Tatar Bunar. Ei, din momentul ăsta începe construcția industriei de război, 28, construcția de război sovietică. Uniunea Sovietică, trebuie să știți că nu mai avea bani, nu avea devize. Avea mare nevoie de devize și a încercat să facă, a jefuit muzeele, palatele bogaților, bisericile, jefuia tot. Dar economia sovietică socialistă nu funcționa. Pentru că nu avea capital. O economie fără capital nu poate funcționa. Asta n-au înțeles niciodată comuniștii. Mă rog, unii au înțeles mai deștept, dar mai târziu. Cum era la noi Ion Gheorghe Maurer, care înțelegea acest lucru. Dar nu, din păcate, nu erau foarte mulți, sau Gomulca în Polonia. Și a început să dezvolte această industrie forțată. Planul lui Stalin era clar, vreau să fac Revoluția Mondială și începe o înarmare, planul de înarmare al Uniunii Sovietice, începând cu primul cincinal, este uriaș. Prevedea construcția a numeroase echipamente militare, cele mai mari și numeroase din lume. Vorbim de 10.000 de tancuri, 10.000 de avioane, 100.000 de piese de artilerie și așa mai departe. Deci vorbim de un program incredibil de mare, adică nu există ceva comparativ. Noi vorbim de Hitler care avea 2.000 și ceva de avioane, ăsta avea 28.000 de avioane când a început războiul. Ca să înțelegem despre ce diferențe uriașe vorbim. Hitler a început războiul cu 2.000 și ceva de tancuri, Stalin avea 24.000 în 41. 24.000 de tancuri, net superioare celor germane, că mai contează și calitatea. Deci un efort uriaș. Ori venirea lui Hitler la putere, a zis Stalin, Doamne, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap, ăsta cu programul lui revizionist va declanșa sigur un război mondial. Zice, noi trebuie să-l ajutăm.
Trebuie să spunem că Hitler la început avea dreptate. Pacea de la Versailles a fost o pace făcută de niște tâmpiți. Nu poți să spui că tu respecti drepturi naționalităților, da? Asta spune Woodrow Wilson în celebrele sale articole, proclamația sa care spunea fiecare popor trebuie să se autodetermine, dar când Austria votează să se unească cu Germania, îi interzici, provinciilor germane din Cehia, unde locuiau 3 milioane de germani, au votat unirea cu Austria și Germania, li se interzice, orașul Gdansk este rupt, de ce? Danzig, cum se numea în germană, este rupt ca și Memelul, Klaipeda de astăzi, sunt rupte de Prusia Orientală, de ce? Toate astea n-aveau cum să nu-i nemulțumească pe germani. În plus, reparațiile uriașe care le-au fost impuse germanilor, ele erau justificate din punct de vedere a ce au făcut germanii în primul război mondial. Dar trebuie să te gândești la sustenabilitate. Nu poți să ceri bani când știi că nu ți se pot plăti. Trebuie să te gândești la un proces din PIB rezonabil pe care o țară îl poate plăti. Era clar că Germania nu poate plăti și de altfel nici n-a plătit. Din suma gigantică de vreo 30 de miliarde de dolari de aia de atunci, cred că au plătit un miliard în final și aia cu mare, mare greutate, plus că toți au fost împrumutați de la americani. Asta e altă poveste. Deci Hitler era candidatul perfect pentru Stalin. L-a urmărit, l-a monitorizat și Hitler își începe programul revanșart. Prima chestie, remilitarizarea Renaniei în 36, apoi Anschlussul, anexarea Austriei și criza Sudet. Criza Sudet a fost extrem de interesantă până implicațiile sale geopolitice, în 38. Cehoslovacia era o țară foarte bine înarmată. Chiar dacă, din punct de vedere al dimensiunilor, era mică față de Germania, avea o armată excelent echipată, pentru că avea o industrie de război performantă și avea alianțe. Cehoslovacia avea un tratat de alianță cu Franța, un tratat de alianță cu Uniunea Sovietică, atenție, plus tratate de alianță împotriva Ungariei cu România și Iugoslavia. Deci nu putea să se teamă pe un război pe mai multe fronturi, aparent, pentru că știau că dacă Ungaria îi atacă din spate, România și Iugoslavia vor intra automat peste unguri. Defecțiunea a pornit de unde nu se așteptau, de la polonezi. Polonia era o țară mare, în zonă, în armată relativ bine, dar care moartea lui Pilsuțchi a lăsat-o un pic pe mâna unor oameni mai puțin dibaci din punct de vedere politic, iar politica externă a fost apanajul pe de-a întregul al lui Iosef Beck. A stat el pe la Dragoslavele după ce a fost ocupată Polonia de către germani. A ajuns și pe la noi pe aici. Avem noi legătură cu toate în felul nostru. Iosef Beck a făcut marea greșeală să consideră că Polonia este superputere. Polonia era între Uniunea Sovietică, un gigant, și Germania, alt gigant. Dar Beck considera că poate jongla cu ei cum vrea. Ce se întâmplă? În timpul războiului polono-sovietic, când Polonia a salvat Europa de bolșevism prima dată prin bătălia de la Varșovia, miracolul de pe Vistula, cum este numit, cehii au făcut un gest reprobabil. Au ocupat un oraș polonez din Silezia, Teșin în Germania, Ceșin în cehă poloneză, absolut nejustificat. Doar pentru că le dădea lor bine granița ocupând acestea. Polonezii n-au uitat niciodată gestul ăsta. Mai mult, la momentul ăla Cehoslovacia și cu Germania aia învinsă au mai făcut un gest, au blocat livrările de armament francez către Polonia și dacă nu eram noi care să permitem tranzitul de armament care a venit pe cale navală din Franța și s-a dus până în România, inclusiv o divizie de elită care luptase pe frontul italian, erau mâncați polonezi. România însă a fost un aliat loial Poloniei. Deci Polonia a fost punctul slab al acestei povești. Polonia când a aflat că Germania vrea să
solicite regiunea sudetă, repet, absolut corect din punct de vedere al situației etnice de acolo, acea regiune nu ar fi trebuit să aparțină Cehoslovaciei, a profitat și a început presiuni mari asupra Cehoslovaciei să-i dea acel oraș cu un teritoriu în zonă și să facă presiuni. Bineînțeles că în povestea a intrat și Ungaria. Acum, la început, cehii s-au ținut tari. Bă, a zis, dacă faceți asta, eu am două tratate cu Franța, cu Uniunea Sovietică, dacă mă atacă Germania, Franța trebuie să intre în război, dacă mă atacă Polonia, Uniunea Sovietică trebuie să intre în război și, credeți-mă, de-abia așteptată tu ca Stalin să aibă motiv să atace Polonia și cu fiind aliată cu Franța, atenție, nu în orice combinație, fiind aliată cu Franța, dacă îi ataca Ungaria, vă asigur eu că armata română se duce iar până la Budapest. În toată povestea asta a apărut slăbiciunea Marii Britanii. Franța și-a dorit foarte mult alianța britanică pentru a intra în război de partea Cehoslovaciei și Marea Britanie a refuzat. A zis, bă frate, Germania au dreptate, ăsta nu este un teritoriu ceh, e un teritoriu german. Și a mai fost ceva, Uniunea Sovietică a zis, eu intru în război și dacă nu intră Franța, trimit trupe, dar să mă lase România și Polonia, că nu am graniță cu Cehoslovacia. Polonia, vă dați seama, care voia o bucată de la cehi, nici n-a vrut să audă, nici n-a intrat în discuție măcar. În schimb, România a fost dispusă să permită, de altfel a și permis zborul a câtorva avioane către Cehoslovacia, dar cu condiția să existe o rezoluție a Ligii Națiunilor. Ceea ce să știți că, probabil că dacă Franța își menținea opinia, s-ar fi dat. Adică nu era atât de complicat de dat acea rezoluție. Pentru că ar fi votat sigur și România, și Iugoslavia, și mai multe țări. În sfârșit, asta este, Franța și cu Marea Britanie au capitulat în fața lui Hitler, cu medierea lui Mussolini, și Uniunea Sovietică a fost foarte supărată. A zis, bine bă, dar la împărțirea prăzii este eu nimic. Germania a luat o bucată, Ungaria a luat o bucată, Polonia a luat o bucată, eu ce mama dracu am luat? A zis tătucă asta, nu e firața, e dracu, stai că nu e bun. Tot a zis, bă, dar cu pofta lui Hitler va fi și mai mare. Și așa s-a întâmplat. După aia Hitler a ocupat întreaga Cehie, deci nu numai regiunea sudetă, ocupat Memelu din Lituania și a început să facă presiune asupra Poloniei, care, iată, îi fusese aliată cu câteva luni înainte, pentru portul Danzig, care, repet, nu era la Polonia, era oraș liber, dar avea protecția Poloniei și să-i asigure un coridor între Prusia Orientală și Germania, ceea ce Polonia a refuzat categoric. De ce să refuzi tu să... Danzigul era condus de germani, de naziștii din Germania, de partidul nazist local, adică, na, pentru ce Polonia a refuzat Danzigul, nu o să înțeleg niciodată. Poate doar orgoliul lui Beck va înțelege. Hitler a încercat să negocieze cu Franța, cu Marea Britanie, ăștia acum nu mai aveau încredere în el pentru că ocupase Cehia, deși promisese că nu-i trebuie Cehia. A zis că ce să facă el cu 5 milioane de cehi. E, uite că a avut ce face cu industria cehă, care era extrem de dezvoltată. Și Chamberlain a spus clar, eu garantez hotarele Poloniei și României și ale Grecii. La fel s-a alăturat inițiativei Franța, niște garanții care până la capăt nici nu erau acoperite de nimic, pentru că nu aveau nicio posibilitate la o adică de intervenție împotriva germană asupra Poloniei. Dar Hitler totuși se temea. Una din chestiile pe care le-a scris Hitler în Mein Kampf spune niciodată să nu faci război pe două fronturi. Ori zice, dacă eu atac Polonia un front, o să am un front, nu, cu Franța și Marea Britanie. Deci două fronturi. Nu pot să lupă două fronturi. Și încet, încet și-a dat seama că trebuie să facă războiul cu Polonia, că polonezii le enervau din ce în ce mai tare, dacă nu poate duce un război pe două fronturi. Era prins între
Ciocan și Nicovală. Și atunci i-a venit ideea salvatoare tătuca Stalin. Bă, dar nu ne-am putea noi înțelege cu Stalin, că știau ura pe care rușii o au față de polonezi, o ură veche de sute de ani. La început îi băteau polonezii pe muscali, după aia au bătut muscalii pe polonezi. Așa e în istorie, știți cum e. Ura este veche și întemeiată. Întemeiată de ambele părți. Fiecare are ce-i reproșa celălalt mult, mult. Polonezii, pentru că erau catolici, intrau în statul moscovit și jefuiau, distrugeau mănăstiri, făceau ravagii. După aia rușii, muscalii și mai târziu sovietici au intrat în Polonia și au jefuit-o și au nenorocit-o, dar a luat-o dracu și au omorât pe polonezi. Deci, ura este de neîmpăcat. Nu cred că se va încheia vreodată, pentru că și popoarele s-au mândouă ale dracu și mândre. Și când a auzit tătuca Stalin că există tatonări dinspre Germania, a zis, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Între timp, cele două țări, democrațiile occidentale, care și atunci erau conduși de oameni slabi din punct de vedere politic, au trimis câte o delegație la Stalin, neînțelegând cu cine au de-a face, să încheie un tratat între ei împotriva Germanii, în care cereau Uniunii Sovietice explicit că dacă sunt atacate Polonia și România de către Germania, armata sovietică să intervină. Dar ei n-au întrebat nici Polonia, nici România, iar Polonia nici n-a vrut să audă ca să primească armată sovietică pe teritoriul ei. Și negocierile astea s-au blocat. Dar ce a aflat Stalin, informație vitală, și asta a aflat-o Voroșilov, mareșalul Voroșilov, altfel cam prost e vorba între noi, dar i-a tras de limbă pe și mai proștii generalii francezi și britanici, așa, ca să-i arate cât sunt ei de serioși, i-au dat o informație pe care nu aveau voie să-i o dea, și anume că dacă Polonia va fi atacată de Germania, Franța și Marea Britanie intră în război. Când a auzit, Stalin a zis, ave, ave, am ceea ce mi-am dorit, al doilea război mondial și posibilitatea să fac revoluția mondială. Acum trebuie doar să mă înțeleg cu Hitler. Și prin ambasadorul de la Berlin, i-a dat de înțeles că urmărește o înțelegere cu Germania. Când a auzit, Hitler a zis, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap, am găsit soluție. L-a trimis pe prostul lui ministru de externe, von Ribbentrop, care, trebuie să înțelegeți, nu că era om rău, era prost, bătut în cap. Asta e, atâta era nivelul lui. Hitler nu avea nevoie de oameni foarte deștepți, a acceptat și oameni deștepți în jurul lui, dar cu greu. Și în general îi ținea la distanță, nu-i plăce oamenii deștepți, ca orice dictator care se teme că unul mai deștept îi ia scaun. Asta o vedeți în toată politica mondială. Oamenii mai proști conduc, nu aia mai deștepți. Și în jurul lor sunt unii mai proști ca ei, că așa se face politica. Așa a făcut și Hitler. L-a luat pe acest von Ribbentrop, singur de altfel aristocrat dintre apropiații lui Hitler, că restul erau așa, cum erau. Și l-a trimis la Moscova. Ei, trebuie să vă spun că înainte ca Ribbentrop să plece la Moscova, Stalin a convocat Politbirou. Cât era el de dictator, trebuia să explice colaboratorilor lui ce are de gând să facă. Și a convocat într-o ședință secretă pe 19 august. Pe 19 august l-a spus așa. Băieți, uite cam cum stau lucrurile. Că din fericire să există o minută a întâlnirii. Stalin nu suporta să noteze. Nu era ca Hitler, care avea stenograf, dactilograf. Spunea că el e atât de geniu că trebuie să scrie tot ce trâncănește el. Stalin zicea, nu lăsați urme. Nu este sănătos. Nu e bine. Stalin era un adevărat bolșevic conspiraționist. Lucrase în ilegalitate, știa că dacă l-a scris, s-ar putea să-ți găsească cineva rândurile. Și au cu ce să te condamne. Ei, această întâlnire din 19 august le spune, băi fraților, dacă nu încheiem o înțelegere cu Germania, va începe un război cumplit între fiarele capitaliste care se vor sfâșia, își vor sfâșia gâtul unii la alții și în momentul în care vor fi epuizați,
noi, cu toată forța armatei roșii, ne vom năpusti asupra lor și vom elibera popoarele din sclavie. Deci vă dați seama ce nefericiți erau pe vremea aia și germanii, și francezi, și britanici, și ăștia belgienii, și ce dracu mai trăiau până Europa, toți erau niște nefericiți, iar fericirea era în Uniunea Sovietică, unde niște milioane de oameni erau în gulag, alte milioane fuseseră omorâte deja, prin diverse metode executate sau până în fometare, deci acolo era marea fericire și amărâții la alții erau niște sclavi nenorociți. Și după această ședință de Politbiro se întâmplă ceva. Unul dintre membrii Politbiro, nu știe nici astăzi cine, a dat toate informațiile unui corespondent occidental. Și agenția Havas a publicat tot conținutul ședinței. Atât de proști erau și politicienii occidentali atunci, că nu credeți că numai acum. Proști au fost mereu, nu e o noutate, încât n-au dat nicio importanță acestei știri, pe care, bineînțeles, Moscova a denunțat-o, dar a denunțat-o cumva în mod inteligent. Dacă citiți dezmințirea, de fapt, ei nu denunță nimic. Îi spun doar că ședința n-a avut loc. Nu denunță conținutul. Dar consecințele s-au văzut. Pe 22, cine a plecat? La Moscova? Von Ribbentrop. Tovarășul Von Ribbentrop se duce la tovarășul Molotov. Atenție, Uniunea Sovietică nu avea miniștri. Tovarășul Lenin a spus că ce aia miniștri e o denumire burgheză. Popoarele Uniunii Sovietice nu pot fi conduse de burghezi. Și a numit comisari. Vă sună cunoscut. Mai avem o Uniune astăzi condusă de comisari. Inspirația este clară și directă. Este inspirație bolșevică. N-avem nicio îndoială. Deci domnul comisar pentru afaceri externe era Molotov, nu-l chema așa, îl chema Scriabin, dar ei niciunul nu aveau numele lui. Ei, tovarășul Molotov, care era, nu știa nicio limbă străină, dar fusese numit ministrul extern, era un bolșevic dur, încăpățânat, fidel total lui Stalin, cu sânge rece, nu avea nicio problemă să ordone execuția a mii de oameni, nu. Era o chestie absolut firească. Și vine tântălău ăsta din Germania și încep negocierile. Hai să împărțim Europa de Est. Acum, pe Hitler îi interesa o bucățică mică, de tot. Da? Mică. La dincolo era jucătorul de poker, care, ce să vezi, avea atu la el. De el depindea. Și mai ales că știa povestea că dacă Germania atacă, o să aibă război în vest. Și zice, da, puteți, ce vreți din Polonia? Și dacă vă uitați în poza din stânga, arată acolo, Hitler vrea niște bucățele din Polonia. Da, și ce mai vreți? Păi vreau Lituania, a zis Hitler. Ia mă și Lituania. Și, da, voi ce vreți, a întrebat Ribbentrop, dar abia atunci, după ce și-a spus el, deci a pus cărțile pe masă, da? Deci eu vreau Finlanda, Estonia, Letonia, părțile beloruse și ucrainiene ale Poloniei, centrul Poloniei, fostul ducat al Varșoviei, și părțile Basarabiei. Atenție, foarte interesantă sintagma. Vreau părțile Basarabiei. Ribbentrop, care habar n-avea ce e Basarabia, unde nu putea să înțeleagă că nu existau părți, exista o parte. Ribbentrop s-a consultat cu Berlinul, Hitler îl presa, hai bă, semnează dracului orice, trebuie să începem războiul, că cât dracu să-l mai amân. Și Ribbentrop a semnat tot. Tot. S-au mai înțeles asupra ceva. Ca Polonia să fie atacată simultan din Germania și Uniunea Sovietică. Dar, repet, între cei doi jucători, unul era trișor, tătuca Stalin. Astfel că Hitler, luând de bun, că lua de bun, era în felul lui naiv, a luat de bun ce i-a promis Stalin și pe 1 septembrie ataca Polonia. După care Schulenburg, von Schulenburg, ambasador la Moscova, se duce și întreabă pe Molotov, bă, dar voi n-atacați? Bă, eram dornici, dornici, voiam să atacăm, dar... Bă, dar n-au ajuns trupele la graniță. Mișcă greva al dracu, bă.
Dar ce să facem? Dar noi vrem să știți că suntem ferm hotărâți. Bineînțeles că după două zile Marea Britanie și Franța au dat ultimatum și au declarat război Germaniei. Între timp armata poloneză a fost zdrobită în mare parte și pe 17 septembrie, când lucrurile erau liniștite, Varșovia încercuită, intră și armata sovietică în război. Și acum vedem ce tâmpiți de politicieni occidentali avem. Ei nu văd agresiunea sovietică. O văd doar pe cea germană. Conform tratatului ăsta de garanții care va avea cu Polonia, ei trebuie să declare război Uniunii Sovietice. Nu au făcut. Armata germană a luat câteva sovietică câteva sute de mii de prizonieri polonezi. Și a început o epurare a structurilor, a populației din Ucraina de vest și Bielorusia de vest. Dar fiți atenți, n-au trecut și în ducatul Varșovii. După ce s-au întâlnit armatele germană și sovietică, a plecat Molotov la Berlin, acum Franța și Marea Britanie erau deja în război cu Germania. Zice, bă, nu ne mai convine tratatul. Zice, nu ne place. Am greșit hărțile. Așa că, uite, luați voi mijlocul Poloniei, cu care Hitler n-avea ce face. Luați voi mie și ne dați Lituania. Hitler n-avea de gând să ocupe Lituania. El voia să o facă doar sferă de influență, adică să-și impună acolo un regim favorabil. Nici până cap nu-i trecea să ocupe Lituania. În loc de Lituania a primit niște milioane de polonezi care îi urau pe germani în tot sufletul. Asta înseamnă să fii deștept. Și n-a avut ce face pentru că era deja în război în Occident. Și semnează această variantă, o vedeți în dreapta, a planului Ribbentrop-Molotov, bucata aia MOV este bucata care o preia Hitler fără să vrea. Și renunță la Lituania. Repet, când joci cu trișorii și să nu înțelegi că el are cărțile măsluite, înseamnă să fii... iau cărțile măsluite. De-aia sunt trișori, asta înseamnă. E, asta a făcut Hitler, a jucat cu un trișor. Din momentul ăsta, Hitler își mută trupele către Occident, Stalin trebuie să-și facă plan. Acum Stalin a dovedit că are și intuiții proaste. Și a decis să atace Finlanda. De ce a atacat Finlanda? El a fost convins că dacă dă un ultimatum Finlandei, Finlanda va ceda imediat. Ce a cerut el Finlandei? A cerut izmul Careliei, cu orașul Viipuri, astăzi Vyborg în Rusia, câteva mici alte zone și mai ales, dacă mă scuzați că o să mă duc un pic la hartă, vedeți, Uniunea Sovietică urma să preia Estonia ăștia, dar de partea elaltă a Golfului Finic este peninsula Hango, care controlează ieșirea din Golful Finic. Și cere această peninsulă, peninsula Hango, închiriată pe 50 de ani. Ca să vă spun așa, dacă ai trupe la Hango, ajungi imediat la Helsinki. Apoi el nu-l interesa momentul ăla să cucerească Helsinki, pe mult mai important pentru el era să-și aibă o cale sigură de acces a flotei sovietice către Marea Baltică, să nu-i fie blocată flota în Golful Finic. Pentru că de ce? Să gândea la acțiuni ofensive. Finlanda i-a oferit Finlandei, în schimb, teritorii din centrul peninsulei Careliei, pe zone mari, de teren de la pustiu, știți? Și Finlanda a zis nu. A fost un șoc pentru Stalin. L-a trimis pe Molotov și a făcut o ofertă și mai bună. Le-a promis și mai multe. Și Finlanda a zis nu. Între timp s-a făcut început de iarnă. Și știți că în nord iarna începe mai devreme ca la noi. Și pe la aia e iarnă. Sau era iarnă, că nu mai e nici pe la ei chiar cum era atunci. Dar atât de nervos a fost Stalin. Și n-a mai așteptat primăvara anului următor. Refuzul Finlandei l-a iritat atât de mult că a mobilizat o mică armată de vreun milion de oameni și a trimis-o împotriva Finlandei. Acum Finlanda s-a așteptat din 1920, a fost ferm convinsă că va fi atacată de Uniunea Sovietică.
Șismul Careliei, care este principala cale de atac, a fost fortificat, parafortificat de celebra linie Mannerheim. Mareșalul Mannerheim, care în timpul primului război a luptat și în România, în armata rusă, bineînțeles, a făcut acest lanț de fortificații. În plus, armata finlandeză, chiar dacă mică, 150.000 de oameni, 150.000 per global înseamnă puțin, la populația finlandă era chiar mare, era excepțional de bine instruită. Schiori, lunetiști, foarte bine pregătiți, foarte bine instruiți. Și acum vreau să vă spun că în armatele NATO, armata finlandeză este de top, de top, ultra-profesionistă. Și acești finlandezi au administrat la începutul războiului niște înfrângeri dureroase armatei roșii, cumplite. S-a mai întâmplat ceva. Soldatul sovietic i se spusese că dacă pică în mâinile fiarelor capitaliste, va fi torturat și ucis. Iar finlandezii le-au dat apă, mâncare, ceai și ăștia nu înțelegeau ce se întâmplă cu ei. Că au zis, pe cum, nu ne omorâți? Nu. Nici pe comisari? Păi au zis, dar sunt prizonieri de război. Apropo, Uniunea Sovietică nu semnase convenția de la Geneva privitoare la prizonierii de război și nu a semnat-o pe tot parcursul războiului. Lucru extrem de important, pentru că Germania atunci s-a considerat liberă. Deși a cerut, după începerea războiului, de două ori Uniunii Sovietice să facă o înțelegere privitoare la război și Uniunea Sovietică a refuzat. Ei considerau că orice prizonier de război sovietic la adversar este un trădător de țară. De-aia n-a vrut să semneze. Toți erau considerați trădători. Și atunci ăștia, soldatul sovietic căzut prizonier, când au auzit că ăștia nu vor să-i omoare pe comisar, a zis, dar nu ne lăsați pe noi să-i omorâm? Pe comisarii politici și nu i-au lăsat finlandezii, mare greșeală, dar mă rog, asta este altă poveste. Cert este că războiul a intrat în impas și a creat o mare emoție la nivel global. Italia, Ungaria, au început să trimită ajutoare Finlandei. Până și Statele Unite, unde era prosovieticul Franklin Delano Roosevelt președinte, opinia publică a fost atât de inflamată încât au trebuit să trimită un ajutor Finlandei. Franța și Marea Britanie, condusă de aceiași neputincioși, au hotărât să trimită un corp expediționar de 50-60.000 de oameni în primă instanță prin Norvegia până Narvik. Norvegia a cam protestat, Suedia s-a opus, că a zis că dacă voi intrați pe teritoriul nostru, mă ocupă Germania. Germania a spus că nu va permite niciun tranzit prin Marea Baltică. Deci toate ajutoarele care au mers în Finlanda au mers greu de tot și până nord. Asta nu înseamnă că mulțime de suedezi nu s-au înrolat în armata finlandeză. Și au mai hotărât englezii și francezii ca de la bazelor lor din Siria, respectiv Irak, să atace zona petrolieră Baku, care acum alimenta cu petrol Germania. Trebuie să înțelegeți că pe vremea aia sondele de la Baku erau printre cele mai primitive din lume. Erau niște sonde de lemn fără nicio distanță de protecție, cum s-a făcut în Statele Unite, că și la Statele Unite la început tot așa claie peste grea. Dar între timp s-au modernizat. Sau la Baku, din cauza lipsei de investiții de după război, totul era la nivel primitiv, ca înainte de să fie acolo Nobel, că Nobel făcuse ordine la Baku. Acum eram într-o epocă pre-Nobel. Nu Nobel Alfred, Nobel fratisul și nepoții lui. Ei, au trimis avioane în cercetare și au dat seama că cu câteva bombe ard câmpurile petroliere, nu mai extrage nici dracu petrol câțiva ani și au tot făcut mușchi și nu erau în stare să ia o decizie. Asta până când a venit căldura, s-a topit zăpada și armata sovietică cu sacrificii uriașe a reușit să rupă izmul Careliei și să se apropie de Helsinki. Trebuie să vă spun că atunci când a început războiul, în armata sovietică era, în armata roșie, un lider cu Sinan, ofițer GRU, ofițer al armatei roșii, care proclase Republica Sovietică Socialistă Finlandeză, făcuse și un guvern,
Le-a desființat Stalin Pășest, a renunțat și a dat seama că toată lumea se va coaliza și până la urmă, cât erau de căcăcioși ăștia englezii și francezii, urmau să-l atace și a zis, bă, nu e bine, i-am adunat pe toți, absolut toată lumea este împotriva mea, toată lumea. Până și Japonia a început să se mârie la adresa Uniunii Sovietice și a acceptat o pace de compromis cu Finlanda, a pus mâna pe o parte din Izmul Careliei și mai ales pe, a obținut baza Hango pentru un număr de ani, care îl durea de fapt cel mai mult, dar cu un număr mult mai mic de soldați decât ceruse inițial. În așa fel încât, la o adică, finlandezii să-i poată respinge dacă plecau spre Helsinki, pe el, în schimb, îl interesa să-i țină strâmtoarea, ieșirea din Golful Phoenix o țină deschis. A fost o mare înfrângere personală pentru Stalin acest război cu Finlanda și care a arătat cât de slabă, de fapt, era armata sovietică. Atenție, nu slabă în sensul de înarmare, că înarmare era cea mai bună din lume. Era slabă pentru că lumea n-avea de ce să lupte. Tu, soldat sovietic, căruia i-ai luat părinții, i-ai trimis în gulag, i-ai luat pământul, l-ai dus la muncă forțată, pentru cine să lupți? Pentru ăla care își bate joc de tine? Ei mergeau la luptă doar cu pistolul în spate. Dar tragere de inimă, de-aia îi urau atât pe comisarii ăștia politici. Pentru că îi trimiteau la luptă cu forța. Oamenii nu voiau să lupte, că n-aveau pentru cine. Dar a venit vara din nefericire pentru noi. Încă din toamnă, Uniunea Sovietică, înainte, după cea de-a doua împărțire, a obligat Estonia, Letonia și Lituania să primească niște trupe sovietice, nu multe, câteva mii de soldați în fiecare. După ce Franța a capitulat, știți, în urma campaniei fulger germane din vest, a zis Stalin, ăsta e momentul meu. A ocupat imediat cele trei republici baltice, le-a anexat la Uniunea Sovietică, le-a făcut RSS estonă, RSS letonă și RSS litaniană și a dat un ultimatum României să-i predea Basarabia și Bucovina de Nord. Hitler, când a auzit de Bucovina de Nord, era să leșine. Băi, zice Ribbentrop, tu ce mama dracu ai semnat, mă, la aia? Șeful i-a semnat Basarabia. Vine ambasadorul sovietic și zice, nu, zice aici, părțile Basarabiei, deci sunt mai multe. Păi da, dar Basarabia e una, zice Hitler. Noi am zis părțile. Păi bune, dar zice, Bucovina de Nord n-a fost niciodată a Rusiei. Da, dar noi trebuie să primim despăgubiri de la România, că ne-a ținut Basarabia ocupat. Ce despăgubiri, bă, ți-ai luat teritoriul? Nu. Trebuie să ne dea Bucovina de Nord. Acum Hitler nu știa, deși armata franceză capitulase, cât de solidă e situația în vest, plus că n-avea trupe în est, își trimisese toate trupele în vest, avea nevoie de petrolul sovietic, de grâu sovietic, de minereurile sovietice. Atenție, nu le-a primit gratis. A plătit cu tehnologie, din cea mai avansat. I-a dat până și un crucișător lui Stalin. I-a dat avioane, i-a dat... Nu cumpăra Stalin multe, să nu se vede, că nu lua cu suta, lua câte 2-5-10 exemplare din fiecare ca să vadă, să le copieze că alea care îi conveneau sau să ia elemente din ele care... La fel, și artilerii și tot. I-a dat Hitler macarale, i-a dat prese hidraulice de mare, ca toată tehnologia de vârf pentru industria de război, Stalin a cumpărat-o de la Hitler. Contra acestor livrări. Inclusiv, ca să înțelegeți cât de strânsă era alianța Hitler-Stalin, Stalin cumpăra cauciuc din Indonezia olandeză și îl trimitea și din Malaezia britanică și îl trimitea lui Hitler. Pare incredibil, dar este adevărat. Este adevărat. Deci două țări occidentale îi trimiteau materiale strategice lui Hitler prin intermediul lui Stalin, ei fiind în război. Deci Uniunea Sovietică a jucat cartea germană extraordinar de bine. România a cedat Basarabia și Bucovina, după care atât și Finlanda și România, conștiente că situația se împute rău cu
Uniunea Sovietică care și-a deschis pofta de cuceriri, au cerut asistență germane și trupe germane pe teritoriul lor. Ceea ce s-a întâmplat. Acum Tătuca Stalin a fost un pic nemulțumit de capitularea Franței, a zis că am prăpădit francezii ăștia, ce dracu, nu s-au putut și bate ca lumea. Uite că germanii câștiga războiul, noi ce dracu facem? Cum naiba îi amestecăm pe ăștia? Din fericire pentru Stalin și din nefericire pentru omenire, Hitler avea un aliat și mai prost ca el, pe nume Benito Mussolini, care mor de ciudă că Hitler tot cucerește teritorii. Bă, zis, cu cine să mă bat eu? Bă, m-aș bate cu Iugoslavia, dar mie că ăștia mă caftesc. Că sunt ai dracu sârbii ăștia, croații ăștia, să bat bine. Hai să mă bat cu grecii, că ăștia sunt mici, sunt puțini. Hai să-i atac și eu pe greci. El stăpânea deja Albania. A trimis el toată armata, flota, mama dracu, aviația în Albania și a atacat Grecia. Și ghiciți ce s-a întâmplat? A luat o bătaie soră cu moarte. Dar rău de tot, adică... Și-a apelat la Hitler. Hitler nici nu se gândea pe vremea aia la Balcani. Între timp, prietenul nostru, Vyacheslav Molotov, și-a dus aminte de prietenul lui Joachim von Ribbentrop și pleacă la Berlin să mai împartă o dată Europa asta descă. Acum... Germania, Italia și Japonia se daseră așa numit pact anticomintern, în sfârșit, că asta era paradoxul, ei invită Uniunea Sovietică să adere la pactul anticomintern, parcă comintern era la tata acasă în Uniunea Sovietică. În sfârșit, sau pactul tripartit, hai să-i zicem forma asta, că poate nu mai sună atât de penibil. Și Ribbentrop, crezând că are de-a face cu un fazan în fața lui, începe să spună, uite, noi am hotărât să împărțim lumea, noi cu italienii și cu japonezii. Japonia vrea marea sferă de coprosperitate asiatică, care include China, Indochina, Malaezia, Indonezia, insulele alea până în Pacific, până la Australia, ce asta le ia Japonia. Italia ia Africa de Nord și Germania rămâne cu cea luată în vest și mai vrea până, vrea poate cucerește Marea Britanie. Încercăm. L-a ascultat Ribbentrop. Și vouă, Uniunii Sovietice, dacă vă alăturați nouă, vă dăm Iranul, Irakul, India... Și dacă vreți, puteți și să modificăm, știu că sunteți nemulțumiți de convenția de la Monroe, asta care cu strâmtorile Bosfor și Dardanele, și putem să forțăm Turcia să schimbe și convenția de la Monroe. Și a uitat Molotov, a ascultat, a bătut câmpii Ribbentrop, tot așa, cu florituri, cu discursuri, cu explică el cât de eficient va fi acest tratat, pe care Molotov a zis, da, bun, vreau așa, să vă retrageți trupele din Finlanda. 2. Să vă retrageți trupele din România. 3. Vrem baze militare în Bulgaria. 4. Vrem o bază militară în Dardanele. 5. Vrem zonă de influență în Iugoslavia. Păi știți, dar vă dăm acces la mările calde pe partea aia cu Iranul, cu Irakul. Deci, zice Molotov, n-ați înțeles bine? Păi da, dar ca să vedeți că astea sunt condițiile noastre. Hitler zice, trimite-l bă la mine, că eu am carismă, bă, nu ca tine, bă, tu ești un nătăru, tu nu ești în stare să-l convingi pe Molotov. S-a dus Molotov la Hitler, că și înțelegea Molotov germană, știți? Putea să dea ăla din mâini când voia. A dat el din mâini, pac, și a început să cadă bombe din cer. Zice Molotov, ce se întâmplă? Aia zice, o mică problemă, un raid britanic. Păi zice, mai devreme mi-a spus Ribbentrop că ați învins Marea Britanie, că e o chestie de ore până o cucerezi. A, păi zice, i-am învins. Păi și atunci bombele astea cine le aruncă? De ce trebuie să mergem în adăpost? I-a umilit, dar nu s-au văzut pe germani. Adevărul că britanici au făcut sere intenționat. Știau că Molotov e la Berlin și au bombardat special Berlinul.
Bineînțeles că Molotov n-a renunțat la cererile care nu erau ale lui. Asta nu înțelegeau idioții ăștia, că Molotov n-avea politica lui. Că dacă aveai politica ta în Uniunea Sovietică, aveai și un glonț în cap. În ceafă. Așa, aici se dădea glonțul. Nu, era, el avea ordine de la Moscova și ce ordine avea, alea le urma. Și că, așa că nu s-au înțeles deloc. Este momentul, în ciuda minciunilor care se spun că Hitler programase de 10.000 de ani un război cu Uniunea Sovietică, este momentul în care zice, bă, e oablă cu Stalin. Ăsta ne-a înșelat, ăsta e în stare să ne ia și ouăle de sub cloșcă. Trebuie să-i facem război. Și după această întâlnire din 12 noiembrie 1940, adoptat prima formă a planului care ulterior îl vom cunoaște ca numele de Barbarossa, a numit Otto la început, nici nu are importanță. A zis, trebuie să rezolvăm Uniunea Sovietică, chiar dacă nu am rezolvat cu Marea Britanie. Da, vă spuneam că între timp prietenul lui s-a umpluse de curaj în Grecia. Acum, ce dracu facem? Cum îl scăpăm și pe ăsta din rahat? Ca să contracareze influența Rusiei în Bulgaria, a Uniunii Sovietice, a trimis trupe în Bulgaria, a făcut un acord cu regele Boris, i-a dat și sudul Dobrogei ca să-l mulțumească cumva Hitler, i-a dat sudul Dobrogei lui Boris și i-a promis și bucăți din Grecia, Macedonia, Tracia, numai ca Bulgaria să fie aliată Germaniei, de fapt era vorba să-i permită să treacă cu trupele în Bulgaria, România, Bulgaria, ca să-i salveze pe italieni, pe vitejii italieni. Între timp l-a invitat pe regentul Iugoslaviei, știți că regele Alexandru fusese asasinat în 34 la Nisa, împreună cu ministrul de externe lui Bartu, regele Alexandru care era căsătorit cu Minion, cu fata regelui Ferdinand și a reginei Maria. Și copilul lui era minor și atunci fratele lui era regent. Regentul Paul era un mare admirator al Germaniei și al lui Hitler și au semnat un acord prin care Iugoslavia urma să fie neutră în conflictul ăsta dintre Grecia, Germania și Italia, dar să permită pe o cale ferată strategică să treacă materiale spre Salonic după ce Germania cucerea Salonicul, nu înainte. Tratatul era foarte bun pentru Iugoslavia, care primea și ea niște teritorii din Grecia, dar agenții sovietici și americani din Iugoslavia au pus la cale o lovitură de stat și cei englezi, dar în primul rând au fost sovietici. Stalin căuta cu orice preț să-l implice pe Hitler în alte conflicte, că îi se părea că a pierdut prea puțin în războiul din Occident și are loc o lovitură de stat condusă de generalul Simovici. Iugoslavia nu numai că denunță înțelegerea semnată de regentul Paul, de altfel l-a și alungat din țară, l-a proclamat pe tânărul Petru rege și a semnat un tratat, auziți, de neagresiune cu Uniunea Sovietică. Iugoslavia aici, aici România, Uniunea Sovietică aici. Care dracu agresiune? Tratatul ăsta doar l-a enervat pe Hitler. Ce trebuie ai tu tratat de neagresiune cu Uniunea Sovietică? Cum adică tratat de neagresiune? Tu ești la dracu de granița sovietică. Hitler și-a dat seama că e mâna sovieticilor în povestea asta, repet, fără a minimaliza rolul american și după aia britanic, și-a hotărât să invadeze Iugoslavia, pe care a distrus-o fulgerător. S-a creat o mișcare de rezistență în Iugoslavia, condusă de generalul Draža Mihailović, un prieten de-al lui Simović, de altfel, și un guvern cu regele Petru au plecat în exil la Londra. Grecia a fost și ea zubită de armata germană. Statul iugoslav, încetând să mai existe, s-a înființat un stat croat. Italia a anexat tot felul de regiuni din Iugoslavia, mai mici sau mai mari. S-a creat și un guvern sârb al generalului Nedici. Oricum, a încetat să mai existe. Dar în timpul ăsta Germania a pierdut un timp extrem de prețios față de planificarea pe care o făcuse pentru
atacul asupra Uniunii Sovietice. Dar tătuca Stalin nu stătea cu mâinile în vânt. La 1 septembrie 1939, tătuca Stalin a schimbat politica militară a statului sovietic. Deci după ședința de Politbiro din 19 august, de care v-am spus, pe 1 septembrie Sovietul Suprem a proclamat creșterea serviciului militar obligatoriu de la 2 ani la 3 ani și coborârea vârstei de încorporare de la 21 la 91 de ani. Ce a făcut? Pe timp de pace, practic a sporit efectivele armatei sovietice de la 1.600.000 la 5 milioane de oameni. 5 milioane jumate. Dacă ne uităm, ăștia nu mai puteau să stea foarte mult în armată în 41. Și observăm că armata sovietică începe să se deplaseze către granițele României și Germaniei, în masă. Nu credeți că Hitler era atât de tâmpit și n-a văzut, dar implicat în mod absurd în războiul ăsta din Iugoslavia, n-a avut mâinile libere să reacționeze din timp. Cu toate astea, a reușit printr-o mișcare îndrăzneață la 22 iunie să devanseze atacul sovietic. Este discutabil. Sunt cel puțin trei teorii a zilei în care urma să atace Stalin. Una este chiar 23 iunie, una este 8 iulie și una este începutul lui august. Sunt trei mari istorici care au analizat acest atac. Există și planul, acum s-a descoperit, semnat de Gheorghe Constantin Jucov, pe vremea aia șeful marelui stat major al Armatei Roșii, deci nu ne poate spune cineva că era o poveste, planul există, semnat există, dar n-au mai apucat să-l pună în aplicare, iar Armata Roșie asta de 5 milioane s-a destrămat. Sovieticii nu au vrut să lupte pentru Stalin. Din nefericire, Germania, fiind condusă de un cretin, n-a putut profita de dezertarea în masă a Armatei Roșii, pentru că s-au purtat mizerabil cu prizonierii sovietici, pentru că avea Hitler, că era și un arian frumos, înalt și blond, mic și urât ca dracu. Și s-a purtat cu acești prizonieri, care chiar erau blonzi majoritatea, ca o fiară. Un tâmpit. Mi-e pare rău, știți, că nu trebuie. A fost cel mai rău lucru că idiotul ăsta a pierdut războiul, da, dacă era idiot. E, peste ocean, un individ pe care îl consider cel mai mare trădător din istoria Statelor Unite ale Americii, Franklin Delano Roosevelt, hotărâse să ajute Marea Britanie în războiul cu Germania și China în războiul cu Japonia. Până aici totul în regulă. În 40 a reușit să treacă, după ce a fost ales a treia oară președinte, fapt fără precedent în istoria Statelor Unite, legea Land and Lease, împrumut și închiriere, la care a apelat și Biden acum pentru a ajuta Ucraina, prin care un stat american pentru propria siguranță poate furniza echipament și de toate tipurile, de la mâncare, la armament și la tot, pe bază de împrumut și închiriere, de parcă ale trecut tancuri nu se distrug, sau avioane. Dar în sfârșit, asta este esența legii. Și-au dat și către Marea Britanie mult și către China mai puțin și începe agresiunea Germaniei împotriva Uniunii Sovietice. Uniunea Sovietică avea în Statele Unite o imagine mai proastă ca Germania, după povestea cu Finlanda, cu țările Baltice, chiar cu Polonia. Și cu toate astea, Franklin Delano Roosevelt, repet, o țară neutră la vremea aia, ia decizia șocantă, fără știrea Congresului, deși el era obligat să informeze Congresul, prin legea de împrumut și închiriere, să trimită armament și orice are nevoie Uniunea Sovietică. Lui Stalin nu i-a venit să creadă, el era rahat până la gât în momentul ăla. Dar ca să vedeți ce înseamnă obreznicie, Statele Unite cel mai ușor era să ajuți Uniunea Sovietică unde? Peste nordul Pacificului, să trimiți de la San Francisco și Seattle la Vladivostok. Și a zis, a, nu, că poate să simt japonezii deranjați. Îmi trimiteți la Murmansk. Bă, dar la mama dracu, nordul înghețat. A, nu, nu. Vreau ajutorul vostru, doresc foarte mult, dar doar la Murmansk. Bă, dar lasă-ne la Arhanghelsk.
Păi nu avem infrastructură la Arhanghelsk, așa e, Arhanghelsk e un port care nu îngheață, deosebire de Murmansk. Păi și americanii, fie nimeni și vă vi le construiu, nu, că americanii n-au voie pe teritoriul Uniunii Sovietice. Păi cum vreți, mă, să vă ajutăm, cum vă spun eu? Și acest trădător pe numele Franklin Delano Roosevelt, asumându-și mari sacrificii pentru flota americană, hotărăște să trimită ajutorul prin Murmansk. Atenție, având orice interdicție, orice american să intre pe teritoriul sovietic. Doar pentru avioane s-a făcut o rută până Alaska, dar atenție, nici măcar aici nu aveau voie să ducă avioanele până în Uniunea Sovietică. S-a făcut o bază aeriană sovietică în Alaska și de acolo piloții sovietici își luau avioanele și le duceau în Siberia. Oameni buni, deci asta arată cât de nemernic a fost acest Roosevelt. Cum s-a accesma așa ceva? N-aveai nicio obligație, n-aveai niciun tratat. Opinia publică era antisovietică. Și totuși tu iei o decizie în secret, deci ascunzând aceste lucruri Congresului. Asta până la 7 decembrie 41, când are loc Pearl Harbor. Din momentul ăla, legea este, cum să spun, o folosită pe față, iar ajutorul este fenomenal. Franklin Delano Roosevelt a refuzat să-și trimită avioane și întăriri în Orientul îndepărtat, cum numim noi astăzi, pentru ei era Asia-Pacific, și a sacrificat Filipinele, Churchill a sacrificat Singapore și-au trimis tancuri și avioane în Uniunea Sovietică, până Murmansk. Deci și-au sacrificat propriile teritorii pentru Uniunea Sovietică, neavând niciun tratat. Mai mult, Harry Hopkins, cel care va gestiona Lend-Lease-ul la început, după aia va face Henry Stimson, obligă marile companii americane să livreze către Uniunea Sovietică fabrici complete, fabrici și brevete de invenții în toate domeniile. S-au dat sute de mii de brevete de invenții. Au fost trimise în Uniunea Sovietică. Ofițerii, agenții sovietici aveau liber în toate uzinele din Statele Unite ale Americii. Ăștia nu mai aveau nevoie de spioni, că aveau ei acces peste toți, ofițerii, inginerii, specialiștii, erau sovietici prezenți pe tot cuprinsul Statelor Unite. Un act de trădare în istorie nu mai mare ca ce a făcut Franklin Delano Roosevelt nu exista. Acum ei nu-și coordonau niciun fel activitățile, în afară că sovieticii cereau și proștii trimiteau, între cele trei guverne nu exista o coordonare. Pe de altă parte, încă de la primele întâlniri britanice sovietice și din partea americană s-a dus la Moscova Harry Hopkins, deci fiți atent, nu secretarul de stat Cordell Hull, pentru că domnul Roosevelt n-avea încredere în miniștrii săi, îl folosea pe prietenul lui Harry Hopkins, un pro-sovietic fanatic, convins, spunea că nu există societate mai bună decât ceea ce a făcut Stalin, așa îi spunea lui Stalin, zice, comuniștii americani sunt niște evrei burghezi, ăștia nu înțeleg comunismul numai, dumneavoastră știți ce înseamnă comunism, ăștia sunt niște prăpădiți ai noștri. Și cere al doilea front. Bă, că îl băteau încă, chiar dacă a câștigat bătălia de la Moscova cu sprijinul material anglo-american, situația în vara lui 42 a fost catastrofală, l-au bătut nemții de la rupt. Și tot cerea al doilea front. Ăștia n-aveau, că n-aveau cum, aveau bătălii în Pacific, de-abia la Midway au reușit în iulie 42 să oprească ofensiva japoneză, nu puteai să trimiți trupe în Europa să debarci unde, în Franța. A fost celebrul raid de la Dieppe, care a fost gândit tocmai ca să-i arate lui Stalin că nu se poate ataca Europa, dar au debarcat în Africa de Nord. Pe unde am fost eu acum? au debarcat la Casablanca, pe acolo am fost, că la alelalte n-am ajuns, la Oran și Alger. Și după ce au cucerit Casablanca, au zis, bă, gata, trebuie să ne întâlnim cu Stalin. În capul prost al lui Roosevelt era că dacă se întâlnește el cu Stalin, îl convinge pe Stalin să facă ce vrea el. Că el are așa un farmec personal,
că Stalin o să cadă pe spate. Asta înseamnă să fii și prost. Și l-au rugat pe Stalin să se întâlnească undeva, în Alaska, în unde vrea el. Și Stalin a zis, niet. Bă, da, te rugăm. Dar niet. S-a dus Roosevelt la Casa Blanca, s-a întâlnit cu Churchill, a luat una din cele mai tâmpite decizii ale războiului, Roosevelt a luat-o, că Churchill era să plângă când a auzit, a cerut capitularea necondiționată a Germaniei, Italiei și Japoniei. Era o tâmpenie. Asta a fost cererea lui Grant către Lee în războiul de secesiune. Bă, erau americani cu americani, nu se băteau state. Nu poți să ceri capitulare necondiționată într-un război între țări. Roosevelt a cerut și a impus. Până și Stalin a fost șocat, nici el nu se gândea. Că după aia i-a convenit, e altă poveste. Dar la vremea aia a zis, putea, să-i tâmpit rău. Deci asta s-a întâmplat la începutul lui 43, la Casa Blanca. Debarcarea a fost la sfârșitul lui 42. Hai să ne întâlnim, l-au rugat pe tătul Stalin. Și Stalin a zis, nu pot. Eu nu pot, am probleme presante la Moscova. Nu mă lasă ăștia. Am niște oameni răi în politbiro și ăștia nu mă lasă să fac eu așa de cap. Sunt oameni răi. Oameni răi. Opinia publică, nu mai spun, e așa îndrăjită și se pare că nu ne ajutați. Că exista opinie publică, știți, în Uniunea Sovietică. Era la fiecare colț de stradă câte o opinie publică. Ei, deci s-a dus ca fraierul la Casa Blanca, a făcut o prostie, dar au decis să atace Europa în 43. Nu în Franța, cum își dorea tătuca Stalin, nici în Grecia, cum ar fi vrut Churchill, ci în Sicilia. Din punct de vedere al logicii militare, nu există. Decât foarte apropierea Siciliei de Tunisia și faptul că scotea Italia din război, care oricum era un mare luptător, toate bătăliile le pierduse, adică era un mare pericol pentru occidental, pentru oricine. N-a fost bătălie pe care să nu o piardă armata italiană. E și asta o performanță, să știți, adică nu e greu, nu e așa ușor să te bați de fiecare dată și să iei bătaia, adică trebuie să fii bun la capitolul ăsta. Bun. Așa cum am povestit într-o conferință trecută, în vara lui 43, a avut loc o bătălie uriașă la Kursk, în care prostia lui Hitler și indecizia lui a jucat un rol foarte mare, dar până la urmă, dacă aliații nu debarcau în Sicilia, probabil că Germania câștiga bătălia. Von Manstein străpunsese, chiar dacă în nord n-a fost străpuns frontul sovietic, în sud a fost străpuns. Iar povestea cu bătălia de la Prohorovka, pe care au câștigat-o sovietici categorie, asta se știe că era o excelentă poveste. Este o excelentă poveste, dar n-a fost chiar așa. Dar din cauza debarcării în Sicilia, de fapt, păi, Hitler ce l-a șocat? Hitler era un tip de ăsta impulsiv. Păi l-a impresionat că a capitulat toată armata italiană. Păi, adică, bă, nu știi că-s proști, ce dracu Dumnezeu așteptări aveai tu de la armata italiană? Și a retras trupele din cele mai bune de pe frontul de răsărit să le trimită în Italia. La ce dracu îi folosea lui Italia? Asta numai el știe. În sfârșit, a luat niște decizii extrem de proaste care i-au dat lui Stalin o inițiativă pe care Nova Anea îi pierde până la sfârșitul războiului. E, dar abia după acest moment Stalin acceptă să se întâlnească cu Roosevelt și cu Churchill, dar pune condiție întâlnirea să aibă loc la Teheran. Iranul, trebuie să știți că fusese ocupat de armata sovietică și armata britanică, Teheran era în zona de ocupație sovietică. Iar în Iran, americanii s-apucaseră să construiască facilități de infrastructură portoară, căi ferate și șosele, ca să trimită și pe această cale ajutor în Uniunea Sovietică. Și au trimis. Până la urmă vor trimite și prin San Francisco, dar cum? Vor da o bucată de flotă americană, o vor da Uniunii Sovietice, că na, japonezii, dacă erau vase americane, ar fi tras în ele. În vasele sovietice n-au tras, da? Aveau steagul Uniunii Sovietice, erau vase americane, dar au trecut în proprietatea Uniunii Sovietice. Curat patriot, Franklin Delano Roosevelt, curat patriot. Deci Iranul
A fost atunci pentru prima dată a început modernizarea lui de către americani pentru a-l ajuta pe Stalin. Și s-au întâlnit la Teheran. Acum există o poveste că germanii, știi că povestea au lansat-o și germanii, nu numai sovietici, ar fi încercat să îi asasineze pe cei trei lideri la Teheran. Puțin probabil, dar mă rog, cert e că sovieticilor le-a plăcut ideea și când a venit Roosevelt i-a zis, bă, nu te duci la ambasada dacă e pusă prost ambasada mea. Vino la ambasada sovietică, îți dăm o clădire aici. I-au pus și niște microfoane, nu foarte multe, câteva sute. Ascultător șef fiind fiul lui Lavrenti Beria. El era translatorul preferat al lui Stalin la chestiile astea. Vorbea engleză fluent, făcuse studii în Marea Britanie. Și când ajung papagalii ăștia doi la Teheran, Stalin zice, bă, dar sunteți niște neserioși. Deci după ce pe ramolitul ăla de Roosevelt îl cari de la mama dracu, deci traversezi oceanul, după aia traversezi Africa, după aia ajungi până la Iran, pe nenumărate etape greu, era bolnav. Dovadă cât a mai trăit, știți? Asta era noiembrie 43. Să duc și zice, sunteți neserioși, mă, n-ați deschis al doilea front. Păi, dar știi că am debarcat în Sicilia, am cucerit sudul Italia. Hai, bă, lăsați-vă, ăsta nu e... Câte divizii au, mă, germanii în Italia? Uitați-se că erau alea retrase de la Kursk. Ce, mă, ăsta-s povește, îmi spune. Hai, bă, că nu sunt de... N-aveți caracter. Și au rămas șocați. Bă, da, noi facem totul. Nu, sunteți niște mincinoși. Nu v-ați ținut de nimic cu cuvânt față de noi. Deci tot ajutorul Lend-Lease nu exista. Nimic. Până și cizmele. Bocancii erau americani. Rațiile de mâncare erau... Soldatul sovietic mânca numai armat mâncare americană, că de-aia au suferit după război, că se învăța să reșe cu mâncare bună. Totul era american. Tractoarele de artilerie, camioanele americane, totul era american. Dar nu era, n-au făcut nimic. Nimic. Niște nemernici, niște ticăloși. Și-a dat Stalin de pământ cu ei și ăsta Roosevelt nu știa cum să-i mai intre în grații. Păi zice, dar ce să facem? Cum vă să vă ajutăm? Mai mult sprijin, mai multe brevete, mai multe avioane, tancurile voastre sunt proaste, ne trimiteți o fabrică de tancuri, ne trimiteți aluminiu, ne trimiteți aia, ne trimiteți aia, altă, așa. Bun, ni le dați pe toate astea. Să crească, dar cu ajutorul, mult mai multe. Puțin. Și dracu, noi ne jucăm aici. Bine, cel ce mai pragmatic zice, bă, dar ce facem cu Europa de Est? Ăsta, știi, la noi trăiesc foarte mulți baltici în Statele Unite. Știi, eu știu că trebuie să fie ale Uniunii Sovietice, dar să facem un referendum. Nu. A fost referendum. Când a fost referendum, zice? Pe când o proclama Republica Sovietică Socialistă Estonă, Letonă, a fost referendum. Da? Da, cum să nu? Deci nu mai trebuie niciun referendum. Bine, zice. Dacă zici că a fost referendum, a fost referendum. Zice, dar cu Polonia, cum face? Zice, Polonia, clar, de ce te interesează Polonia? Păi zice, avem vreo 6 milioane de polonezi în statul ăla. Ce zice, bă, dar noi am intrat în război pentru Polonia, că așa a început războiul ăsta. Pentru... Da, Polonia, în primul rând, granița trebuie să fie pe linia Curzon. Este o linie stabilită la sfârșitul primului război mondial, care zic ei că e limita etnică între aia din aproximativ aia de acolo, din al doilea desen. Zice, aia trebuie să fie granița de est și aici poate accept niște rectificări, că orașul Bialystok, de exemplu, zice, e cam polonez, așa poate îl dau, trebuie să avem un guvern prieten în Polonia, că Polonia este extrem de importantă pentru noi, și zice, trebuie să compensăm Polonia, că pierde teritoriu, zice, eu recunosc asta, îi dăm de la Germania. Îi dăm jumătate din Prusia, jumătate o luăm noi, îi dăm Pomerania și îi dăm Silezia până la Neiße de Vest. A, zice Churchill, e niciun caz, Neiße de Est, Neiße de Vest. Bă, Neiße de Est, e diferența, credeți-mă, e mare.
E o treime din Silezia. N-ai să de vest, zice Stalin. Bă, da, nu se poate, bă, de o dracu, bă, luăm prea mult de la Germania. Ce mă, ești germanofil? Și se zice, nu e germanofil, Doamne ferește, Germania trebuie pedepsită. N-ai să de vest. A înghițit-o și pe asta. Genialul Churchill, că nu avea de-a face, pentru că el era slab între ăștia trei. Marea Britanie era o țară slabă. Bun, zice Roosevelt, dar vreau să intri și tu în război împotriva Japoniei. Cu siguranță intru, dar nu acum. Păi, dar când, mai încolo. Și deocamdată să terminăm cu nemții, pe teritoriul Uniunii, dar după ce văd eu că-s lucrurile, intru și împotriva Japoniei. Păi, sigur, da, ce-ți promit eu. Intru, dar nu acum. Păi, dar știi, uite, eu vreau să fac, știi, Liga Națiunilor a fost o chestie slabă. Chit că a fost proiectul nostru american, a fost cam prost. Uite, vreau eu să fac o altă organizație a Națiunilor Unite pe baza Cartei Atlanticului care au făcut seră cu Churchill. Ce fă, zice? Stai, păi, mie nu mă interesează. Bă, stai, bă, cum să nu te intereseze? Că o chestie așa ca să menținem pacea globală. Da, dar tot nu mă interesează. Bă, omule, hai, bă, fă și mie plăcerea asta. Spune-mi că vrei să facem... Bine, dacă vrei tu să spun, dar nu mă interesează. Ce stă limbăta, de ce ai cerut tu capitulare necondiționată? Păi de cea mai bună soluție. Ce sincer, nu mi se pare, dar mă rog, dacă vrei tu, dacă insiști, facem. Bun, ce facem cu Iugoslavia? Acum erau două grupări de partizan, Tito și Mihailovici. Mihailovici mult mai serios ca Tito. Tito o lichea. Trecem peste aspect. Trebuie să știți că a existat un grup de spioni sovietici genial care au intrat la vârful politicii și serviciilor secrete din Marea Britanie și din Statele Unite. Ăștia din Marea Britanie l-au convins pe trimisese chiar un spion sovietic în tabăra lui Mihailovici. Atât de penetrați erau britanici. Și spuneau că Mihailovici e un trădător, nu se bate cu germanii. În timp ce Tito era cel care colabora cu italienii și făcea afaceri cu ei. Și l-au convins ăștia, chiar înainte să ajungă la Teheran pe Churchill, la Cairo l-au convins, să nu mai sprijine pe Mihailovici, să-l sprijine doar pe Tito. Păi, așa, cum era Stalin, zice, bă, eu zic așa, că el știa mai bine situația din vreme. Eu zic să-l mai sprijini și pe Mihailovici ăsta, că nu e chiar atât de rău. A, nu, zice Churchill, știu eu că nu îmi face treabă. De ce să-l sprijinim? Adică de ce să-i sprijinim pe anticomuniști, pe adevărații patrioții iugoslavi, pe sârbi, că erau sârbi? Nu, sprijinim pe Tito, pe comunistul Tito. Acum, Stalin, deși avea încredere în Tito, n-avea totală, că de-aia a zis să mă... El avea nevoie să fie ajutat Mihailovici ca să-l aibă ceva în contra lui Tito, mai târziu, o pârghie de control. Au discutat, mare lucru nu s-au înțeles. Decât așa, în mare, v-am spus, și să crească ajutorul. Să crească ajutorul pentru Uniunea Sovietică. Mai mult. Și au plecat, s-au dus cei doi lideri occidentali la Teheran, cum s-ar zice, boi, și s-au întors vaci. Iar Stalin s-a întors fericit la Moscova și a zis, i-am făcut iarăși pe proști. Și vine anul 44, cu marea victorie a Uniunii Sovietice din Belarus, cele 10 lovituri ale lui Stalin, de fapt, este o operațiune gândită de Rokossovski, n-are niciun merit Stalin, decât că a aprobat planul, după ce l-a respins de două ori. Și cu debarcarea din Normandia. Și lucrurile, e clar că intră în faza finală. Stalin nu vrea să se mai întâlnească, ăștia tot îi solicită, hai bă să ne mai vedem, să mai discutăm. Nu, zice, s-a ocupat probleme pe front mari. Între timp, în 44, intră trupele lui unde? În România, în Bulgaria, în Iugoslavia, în Ungaria. Ăsta, cel ce l-a intrat la idei, bă, zice, ăsta ocupă dreacul. Toată Europa. La Polonia, când a ajuns pe malul Vistulei, a oprit trupele
polonezii s-au răsculat și a lăsat pe german să-i masacreze. Unde se vede intenția? El a spus că trupele erau epuizate după ce au cucerit Belarus. Și atunci și englezii și americanii au zis, bă, dar lasă-ne să-i aprovizionăm. Venim cu avioanele în Uniunea Sovietică și îi aprovizionăm pe răsculați. A, nu se poate. Nu se poate. Ăștia sunt colaboratorii naziștilor. Ei se bat cu naziștii, mur, sunt măcelăriți, dar ei sunt pe mână. Dar abia după ce au fost măcelăriți, a acceptat să aterizeze avioanele britanice și americane. Care, bineînțeles, când au început să parașuteze, enclavele poloneze nu mai existau și tot armamentul a ajuns la germani. În disperare de cauză, dacă poți da slide-ul, hotărăște... Nu asta, mai aveam una cu scris, asta. Nenea Churchill să plece la Moscova, zice, bă, cu ăsta nu mă înțeleg cu Roosevelt, că ăsta nu înțelege cu sfere de influență, mă duc la Stalin să împărțim Europa. Acum Grecia era o puternică insurecție comunistă, pentru că trupele germane, după capitularea României, s-au retras în fugă mare din Grecia și au lăsat un spațiu lipsit de control. Și atunci britanici au trimis trupe, dar n-aveau curaj să se bată cu comuniștii greci până nu se înțelegeau cu Stalin. Și se duce Churchill la Stalin și zice, hai mă să împărțim și noi zona asta a Balcanilor, să găsim și noi un acord, ce facem? Deci, îi zice la Balcan, deși include și Ungaria. Zice, Stalin, fă o propunere. Și Churchill ce zice? România e deja ocupată, 90% Uniunea Sovietică, 10% aliații occidentali. Grecia, 90% aliații occidentali, 10% Uniunea Sovietică. Iugoslavia, 50%, 50%. Ungaria, 50%, 50%. Și Bulgaria, 75%, 25%. Da, zice Stalin, sunt de acord. Și asta era scris pe un șervețel ce vedeți aici. Și Churchill zice, hai să-i dăm foc, că nu e bine. Ba, nu, zice Stalin, de ce să dăm fire? Lasă să o avem. Nu, 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 zice să o păstrăm. Pentru istorie, ca să se vadă că noi ne-am înțeles. Nu am avut dezacorduri în această privință. Churchill, de fapt, era frică că află Roosevelt, că a vândut Balcanii fără să-l întrebe. Că Roosevelt nu credea în sfere de influență. Credea mai rău de atât. Și asta au înțeles. A doua zi a dormit probabil prost Stalin. L-a chemat pe Molotov, zice, vezi, vorbește cu Eden. Spune-i că în Ungaria și Bulgaria nu prea îmi convin procentele. Și s-au schimbat 80-20 la Ungaria și Bulgaria. Aici iarăși a fost o neînțelegere de termen. Pentru Stalin procentele astea înseamnă dominare totală. Churchill chiar credea în sfere de influență. El nu zicea că țările astea trebuie să fie ocupate, ci doar controlate. Au semnat acest așa numit acord de procentaj, după care Roosevelt a zis, bă, da, trebuie să mă întâlnesc, bă, cu Stalin. Între timp, la sfârșitul 44, câștigă iarăși alegerile, a patra oară, iarăși caz unic, în istoria Statelor Unite, de altfel după moartea lui s-a dat legea că nu poți să ai mai mult de două mandate până atunci. Nu a existat. Până atunci orice președinte după două mandate se retrăgea că avea el bun simț. Și hotărăște să plece să se întâlnească cu Stalin și îi propune Malta, îi propune Grecia, îi propune Turcia. Tătuca. Păi sunt ocupat, zice, sunt ocupat rău de tot. Între timp are loc contraofensiva germană din Ardeni, sau ofensiva germană din Ardeni, care i-a făcut un pic de râs pe americani, cam de bine i-a făcut de râs, iar armata roșie începe marea ofensivă în Polonia și zice Stalin, sunt atât de ocupat, bă, că trebuie să mă bag cu germanii ăștia răi, că nu pot, nu pot să mă bag. Dacă vreți, veniți voi în Uniunea Sovietică. Te uiți, ăla era pe moarte, a mai trăit două luni după aia, în aprilie a murit Roosevelt. Și a zis, bă, dar e greu pentru mine. Nu, 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 veniți că
trebuie să veniți pe aici, pe undeva pe la mine. Am niște stațiuni frumoase la Marea Neagră, haideți, trimiteți oamenii tăi să verifice. S-au dus ăștia, le-au dat ei mai multe locuri în care s-ar fi putut, au ales Ialta. Și Palatul Livadia l-au ales pentru... Avem noi o convenție bună cu rușii, semnată la Livadia, pe care n-au respectat-o noi românii. Suntem pățiți cu țarul, Alexandru al II-lea. Și au ales Ialta. Deci condițiile în care sănătatea lui era precară. S-a dus la Ialta. La conferința la Ialta a fost una extrem de grea. Au avut de discutat probleme grele. Dacă asupra Balcanilor situația cam rămas așa din acordul de procentaj, dacă asupra țărilor baltice n-au avut prea multe de înțeles. Trebuie să mai spun că la Teheran se înțeleseseră să împartă Germania în 5 state. La Ialta, printre cei care a renunțat a fost chiar Stalin. Propunerea, trebuie să spunem, nu fusese a lui Stalin, fusese a lui Churchill, îmbrățișată de Roosevelt. Și Stalin, care atunci a fost foarte entuziasmat, a zis, bă, nu știu dacă e bine, hai să mai bine să discutăm de zone de ocupație. Și s-au înțeles pe zone de ocupație, dar Churchill și Roosevelt zice, bă, dar ar fi bine să-i dăm și Franței o zonă de ocupație din Germania. Și Stalin zice, nu. Băi, zice Roosevelt, hai să-ți explic de ce vreau. Eu nu pot să-mi țin armata în Europa la nesfârșit. Germania poate deveni puternic. Hai să ajutăm Franța să renască. Zice, știu că nu-l suporți pe De Gaulle, nici eu îl consider... Deci aveau toți trei liderii de la Ialta o părere execrabilă despre De Gaulle. Îl considerau îngânfat, îl considerau agresiv. Nu e chiar așa. Și, dar toți trei îl detestau. Și până la urmă l-au convins pe Stalin cu condiția ca zona de ocupație a Germaniei, a Franței, să fie din zonele de ocupație britanică și americană, adică să nu schimbe proporțiile. Să vă mai spun un lucru, Uniunea Sovietică venise cu o propunere de zonă de ocupație în Germania de Est mai mică decât cea care a fost acordată, dar americanii, trecând peste dorința lui Churchill, au oferit o zonă mult mai mare, ceea ce va fi mai târziu Republica Democrată Germană. Repet, n-au cerut-o sovieticii, le-a fost oferită de americani. La fel s-a întâmplat și cu Austria, s-a stabilit. Una dintre cele mai spinoase probleme a fost granița Poloniei, pentru că Churchill a vrut să revină asupra graniței poloneze, cu Neisse de vest, cu Neisse de est, n-a cedat sub nicio formă, sub nicio formă Stalin. Apoi a apărut problema guvernului. Era un guvern polonez la Londra, mai erau personalități poloneze de excepție ale rezistenței poloneze și guvernul sovietic de la Lublin. Și au zis să facă un guvern mixt. N-a vrut sub nicio formă Stalin. După lungi și lungi negocieri, a acceptat ca în guvernul de la Lublin să vină și niște reprezentanți din exilul polonez. Adică nimic. A acceptat. Asta a fost cea mai grea problemă de la Ialta. Problema guvernului polonez. O altă problemă a fost ONU. Acum era pentru Roosevelt ultima sută de metri să facă ONU. A explicat cum e mecanismul cu Consiliul de Securitate, cu 5 membri, cu drept de veto. Inițial a fost vorba de 3, după aia au inclus Franța, după aia au inclus și China, deși Stalin s-a opus vehement inițial. După care Stalin a zis, da uite, eu vreau să am 16 republici. 16 membri, că se... Păi zice, dar Republicile Uniunii Sovietice n-au politică externă. A, zice, tocmai s-a înființat către un comisariat de afaceri externe în fiecare republică sovietică. N-a acceptat Roosevelt, dar până la urmă a acceptat ca RSS ucrainiană și RSS belorusă, că toți sunt astăzi tot felul de idioți care spun că Ucraina nu e, n-a fost membru ONU. Ba da, a fost de la început, e membru fondator al ONU. A fost acceptate și au fost acceptate să facă parte din ONU doar țările care au declarat război Germaniei sau Japoniei. Atât, considerate aliate.
S-a făcut această înțelegere grea, au fost negocieri grele, extrem de grele, iar ultima două au mai fost cu Iugoslavia, la fel au hotărât să facă un guvern mic și la fel Stalin a fost extrem de dur. S-a făcut până la urmă un guvern cu 21 de miniștri comuniști și 5 din exil. Iar în Orient, Stalin a acceptat să intre în război la 3 luni după capitularea Germaniei, cu condiția să-i se dea sudul insulei Sahalin, insulele Curile. O parte din insulele Curile fuseseră rusești, e adevărat, dar o parte niciodată. A cerut căile ferate din Manciuria și portul, celebru Port Arthur, care a fost războiul din 1904-1905 între Rusia și Japonia. A acceptat Roosevelt, ca el în general a acceptat-o, după care Stalin a zis, dar mai vreau un port de Iren. Și a acceptat Roosevelt și asta. Greu, dar a acceptat. Deci a acceptat tot ce i-a cerut Stalin. Este greu de înțeles. Oficialii militari americani s-au opus majoritatea intrării Uniunii Sovietice în războiul din Orient, dar au fost și mulți politicieni care spuneau, nu, o să avem pierderi multe în Japonia, trebuie să-i convingem pe sovietici să intre în război. Era mult mai simplu să ajungi China. Apropo, oficialii americani care răspundeau de China lui Chiang Kai-shek erau spioni sovietici. Asta ca să vedem gradul de penetrare al spionajului sovietic în politica americană și britanică. Și alta se încheie cu o mare victorie pentru Stalin. Singurul compromis care l-a făcut a fost ONU. A murit Roosevelt după această călătorie, l-a zdruncinat definitiv, sănătatea lui oricum era precară. S-a câștigat război în Europa și aliații s-au întâlnit, bineînțeles, unde? La Potsdam, adică în zona de ocupație sovietică, că doar nu se ducea tătuca Stalin să se întâlnească cu aliații în altă parte. De data asta vin Truman și Churchill a făcut un gest frumos, l-a luat cu el pe Clement Attlee, care era viceprim-ministru și care era liderul opoziției totodată. Pentru că era un cabinet de război și atunci trebuia să fie și puterea și opoziția în cabinet. Și aveau loc alegeri în perioada aia în Marea Britanie. La Potsdam, Truman a fost mai pragmatic. Printre lucrurile care le-a cerut insistent, Stalin au fost despăgubit de război de 10 miliarde de dolari de la Germania. Și nu a cerut în bani, cerea fabrici. Fabrici. A cerut fabrici și forță de muncă. Sclavi, adică. Roosevelt acceptase aceste 10 miliarde pentru Uniunea Sovietică. A zis Truman, uite, decât să mii tu 10 miliarde în fabrici din toată Germania și să avem și noi pondere în zona de ocupație sovietică, știi ce? Ia tu tot ce vrei din zona de ocupație sovietică, dar nu mai e nimic din zonele de ocupație americană, britanică și franceză. Inițial a fost surprins Stalin, dar în sine i-a plăcut ideea că nu mai există niciun control. Au negociat ei și cu guvernele din România și cu guvernele din celelalte țări est-europene, mai puțin Polonia. S-au acceptat până la urmă câte doi miniștri, să zicem, capitaliști în guvernele comuniste create în aceste țări, adică nimic. În privința războiului din Asia, a rămas la fel, deși de data asta chiar nu mai aveau nevoie de sprijin sovietic, pentru că în timpul conferinței la Potsdam a avut loc prima explozie de la Los Alamos, a bombei atomice. De ce mai aveai nevoie de sprijin Uniunii Sovietice? Dar au fost oficiali americani care l-au convins pe Truman, deși Truman, să știți, era un antisovietic convins, dar l-au păcălit să, nu ne trebuie sprijinul Uniunii Sovietice. A cerut și Coreea de Nord, așa. A zis, da, vă trebuie Coreea? A fost, să știți, gentleman. Stalin a zis, bă, dar vă trebuie Coreea asta? E o Coreea aici. Păi, americanii, nu, ce dracu să facem noi cu Coreea? Bă, dați-mi și mie o bucată din ea atunci. Doar ca să supraveghez armata și mai nu un alt motiv. Și americanii, da, poți să iei.
Vorba aia de la Nașu. Că... de avem astăzi Republica Populară Democrată Coreeană asta cu care se sperie toți că are bombe nucleare, rachete balistice intercontinentale. Pentru că niște americani au zis că lor nu le trebuie Coreea. Ca să înțelegem. Potsdamul reprezintă limita maximă pe care o dobândește Stalin. Dacă la Potsdam a obținut cam ce a vrut, asta pentru că Truman a înțeles cum e cu sferele de influență, nu s-a mai pe el ca ruzul, că să găsim formule, că gata bă, astea sale tele, astea sale mele. I-a zis Stalin, bă, tu rămâi cu Grecia, Italia, Franța, Belgia, țările de jos, nu zice ei, zice Olanda. Și eu rămân cu astea. Așa a zis, bine mă, Truman, gata, hai, am împărțit Europa, bun, hai să ne trecem în Asia. Deci, Potsdamul a fost apogeul influenței sovietice. Cel mai mare șoc, însă, pentru Stalin a fost faptul că Churchill a pierdut alegerile. Și nu s-a mai întors la Potsdam, după o mică pauză, a venit Clement Attlee Sigur. Ăsta era, fie vorba între noi, mai mototol ca Churchill. Altfel, un om extrem de onest. Extrem de onest. Și acest Attlee n-a avut mare lucru de spus, pentru că americanii cu sovieticii și au împărțit ei singuri. Ideea este că șocul a fost pentru Stalin cum să pierdă Churchill alegerile, că el a condus războiul, el a făcut tot. Și el până atunci, să știți că duse ori din liderilor comuniști din țările de est, zice, bă, nu trebuie să faceți comunismul ca în Uniunea Sovietică. Puteți să mențineți niște forme așa mai blânde, să creăm o senzație de democrație. Ei, după povestea asta și-a schimbat părere. Faptul că Churchill a pierdut alegerile, zice, bă, nu e, că cu alegerile astea nu e de glumit. Uite, dacă și Churchill a pierdut alegerile, voi s-ar putea să aveți surprize mai mari, dați-o dracului de treabă. Ne ocupăm cum trebuie, dar fără forme democratice. Mai pe direct, așa. Obținut și Cehoslovacia acum, printr-un acord direct cu Eduard Beneș. Deci aici nu s-au mai băgat nici englezii, nici americanii. Președintele Beneș a înțeles că și dacă vrea și dacă nu vrea, tot colonie sovietică. Știți că pe vremuri la Cehoslovacia avea pe mașini CS și spuneau ai noștri românii flecare că zice CS colonie sovietică. Deci a obținut tot. Ce a încercat el să mă obțină Stalin la Potsdam și Truman a fost deosebit de ferm, n-a acceptat nimic în provința strâmtorilor, a cerut bază în Dardanele, cu care aproximativ, nu total, fusese și Roosevelt de acord la Ialta, dar nu explicit, a zis că să găsim o formulă cu convenția la mea, și Truman a zis nu. Și ceruse nordul Iranului, adică Azerbaijanul adevărat este în Iran. Ce îi spunem noi astăzi, Republica Azerbaijan, e fost o hana de Shirvan. Capitala Azerbaijanului e la Tabriz, în Iran. Și zona curdă din Iran le ceruse Stalin. Și Truman a zis, da, dar nu sunt de acord. Să-ți iei trupele de acolo, că mă cam deranjează. Bă, dar vreau și o bucată aia. Măcar și s-au făcut două republici acolo, care vor să se unească cu mine. Da, dar nu sunt de acord. Este momentul în care Truman consideră că Stalin a sărit calul. Și el este cel care în următorii trei ani va fi foarte atent, va face și greșeli. Greșeala cea mai mare a făcut-o în China, acolo l-a păcălit Mao Zedong, dar rău, și l-a abandonat pe Chiang Kai-shek și de-aia avem astăzi acest monstru uriaș care se numește Republica Populară Chineză. Asta este cea mai mare greșeală din cariera lui Harry Truman, care altfel are multe realizări, dar el este cel care a început războiul rece, nu Churchill cu discursul lui, ci doctrina Truman și planul Marshall sunt cele două programe care au pus capăt expansiunii sovietice. Nu total, pentru că a mai scăpat pe lângă China, a mai scăpat în Vietnam, au mai scăpat Cuba mai târziu și alte țărișoare, dar per total Truman a reușit să oprească expansiunea sovietică într-o politică dură, fermă. Dacă era și... deci Truman, trebuie să înțelegi, avea o singură lipsă, nu avea școală. Truman avea liceu. Deci dacă toți ăia de la, din administrația americană erau din Ivy League, absolvenți, Truman avea liceu. Bine, el n-a știut niciodată cum de l-au ales pe el vicepreședinte, dar l-au ales tocmai pentru că era considerat un om simplu,
de la țară. Dar era și un anticomunist convins, avea și o calitate mare. Ori Roosevelt nu-i suporta pe anticomuniști. Este neclar cum a ajuns el. Cel care trebuia să fie vicepreședinte, James Burns, va fi de altfel adus de Harry Truman ca secretar de stat. Îl va înlocui pe Stettinius, pe omul lui Roosevelt, și îl va aduce pe Burns. Pentru mine, Truman, într-un fel, este salvatorul democrației, dar cu greșelile aferente și cu sacrificarea Europei de Est, dar nu-l consider pe el vinovat, că ea fusese, Europa de Est fusese sacrificată de Roosevelt. Roosevelt a fost cel care a avut posibilitatea să-l șantajeze pe Stalin, să-l strângă cu Lend-Lease. Tată, eu îți dau, dar tu ce-mi dai? De el i-a dat tot și nu i-a cerut nimic. Astăzi trăim consecințele acestor înțelegeri. De la pactul Ribbentrop-Molotov și până la Potsdam, avem un fir roșu. Firul roșu se numește Iosif Besarionovich Zedjugashvili, zis Stalin, pentru că el este cel care a reușit să-i păcălească pe toți, nu neapărat să-i păcălească, să-i impună și în fața lui Hitler, și în fața lui Roosevelt, și în fața lui Churchill. A fost un politician extraordinar de abil, un criminal sadic, un monstru, dacă vreți să spunem așa, n-avea niciun fir de sentimente, dar a fost mai bun ca ăștia și noi suntem printre victimele sale, dar victime rău. Românii au plătit din greu această politică stupidă a lui Franklin Delano Roosevelt. Vă mulțumesc!